Accidentul s-a produs în jurul orei 8:30 în zona comunei Găujan din cauza neatenției șoferului care a circulat imprudent. El a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat pe marginea drumului. Pe drumul național 5C, în localitatea Găujan, un conducător auto în vârstă de 51 de ani din localitatea Buzău, în timp ce conducea un autoturism Opel Astra, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a părăsit partea carosabilă, după care s-a răsturnat. În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală ușoară a conducătorului auto și a unei pasagere care se afla în autoturism și au fost transportați la Spitalul Județean Giurgiu. Polițiștii au efectuat cercetările necesare la fața locului imediat după producerea accidentului. Oamenii legii au deschis pe numele șoferului un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.